Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video o să discutăm despre servisarea unei furci față la un KTM. Este vorba de furcă VP. Primul lucru, trebuie bineînțeles să demontăm furcile de pe motocicletă. Și apoi revenim. Ok, am desfăcut furcile. Așa, cam așa arată. După cum se vede, aceasta este cursă. Da? Aceasta nu este, dar oricum trebuiau servisate pentru că a cam trecut numărul de ore și deja nu mai funcționau cum trebuie. Și ne apucăm să le desfacem. Prima oară le curățăm bine, peste tot, și apoi revenim. Ok, după ce le-am curățat, primul lucru ce trebuie să țineți cont, acesta este un sistem preload adjuster, se numește. Are acest sistem de ajustat jos cât și sus. Acesta este de rebound, adică de revenire, și jos este cel de compresie, o să-l vedeți și pe acela. Ele sunt setate. Este bine să păstrați numărul de clicuri, să țineți cont exact cum sunt ele acum, ca să reveniți la acele setări. În cazul în care sunteți experți, bineînțeles, vi le puteți seta singuri, dar în cazul nostru o să ținem cont de setări, întrucât eu nu sunt așa de expert, ca să pot să-l ajustez singur. Deci o să strângem acesta la maxim și o să ținem cont de numărul de clicuri. 1 2 3 și așa mai departe. 26 27. Gata, deci aceasta este la 27, am ajuns la maxim. O verificăm și pe cealaltă. Cealaltă se pare că era la 24. Deci avem o problemă, oricineva s-a jucat la una dintre ele și nu a mai revenit. Ok, o să vedem la cât le setăm. După ce le-am verificat, putem să le desfacem la maxim. Ok, acum în partea de jos îndepărtăm acest capac de protecție. Și apoi, la fel, numărăm și aici. Ok, la fel și pe celălalt. Ok, aici la fel, cu o șurubelniță dreaptă. La fel ținem cont de numărul de clicuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Da, 22 la stânga, notăm. Așa, la dreapta, la fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Deci aici este la fel și sus ar fi trebuit să fie la fel, dar a spus cineva, probabil l-a umblat la ele. Ok, acum la fel și aici, desfacem la maxim. Ok,
Acum sunt pregătite pentru dezansamblat. Ok, am fixat acum furca într-o menghină și trebuie să învârtim partea aceasta sau la fel, trebuie să învârtim să ținem cont de numărul de ture, să vedem pe cât este setată. Ok, îndepărtăm aerisitorul ca să nu ne încurce când numărăm. Okay. Acum cu cheia de 24, deci ținem cont de unde plecăm, am plecat de aici și strângem. Ok, s-a făcut o tură și tot așa numărăm până când ajungem comprimat la maxim. 6, 6 și un sfert, deci aici am ajuns la 6 în dreptul aerisitorului și am venit până la un sfert. 6 și un sfert avem. Da? Notăm la fel și apoi desfacem complet. Deci la maxim până la cea mai moale poziție. Ok, acum cu ajutorul acestei unelte speciale, normal avem aici un o degajare pentru aerisitor. Ok, acum l-am dezansamblat. Așa, trebuie să băgăm o cheie aici. Avem aici un șurub, trebuie să băgăm o cheie ca să ținem. Ok, desfacem, aici avem această shaper, le punem deoparte, așa, scoatem cheia, ușor scoatem arcul, scoatem tija interioară. Ok, apoi golim furca într-un recipient ca să fiți siguri că se golește bine, faceți câteva curse. Ok, o lăsăm puțin la scurs. Ok, acum am fixat partea de jos. Desfacem partea de jos. Aici avem un 19. Dacă vi se pare că se învârte, puteți folosi și un pistol de impact. Pentru cât se învârte cu totul, o să folosim un pistol de impact.
gata. Ok, acum ușor scoatem afară. Am scos partea de jos. Punem deoparte. Acum o să mergem deasupra recipientului de golire. Ok, scoatem cartușul ușor. Posibil să mai curgă ulei. Da. Acum îl mai facem de câteva ori. Am scos cam tot uleiul. Îl ștergem bine. Da. Așa. Mai rămas doar carcasa. Golim bine și pe aceasta. Mai departe, cu o șurubență dreaptă vom îndepărta simeringul de praf. Mergem de jur împrejur, a ieșit. Ok. Acum avem siguranța din interior. Avem o siguranță aici. Trebuie să o desfacem și pe aceea. Să fiți foarte atenți să nu zgâriați furca, în special tubul acesta interior. Gata, ușor. Da, am scos-o. Acum, pentru a scoate simeringul interior, cel mai bine este să încălzim partea aceasta. După cum observați, este o curbură aici. Aici este scaunul unde stă simeringul. Cel mai bine să încălzim această porțiune în jur de 50 de grade, apoi tragem tare. E posibil ca simeringul să iasă, cum a fost în cazul nostru, și fără să încălzim, dar în cazul în care trageți de 3-4 ori și nu iese, încălziți. E cel mai simplu și iese foarte ușor. În cazul nostru am avut noroc, a ieșit destul de ușor. Așa. Punem deoparte. Așa, avem cuzinetul aici. Îl îndepărtăm și pe acesta cu șurubelniță, ușor. Așa, îl verificați de uzură. Așa. Și celălalt, la fel. Șaiba distanțier. Aveți grijă cu ce parte o scoate, să încercați să o puneți la fel. Simeringul. Și acum curățăm toate piesele. Ok, am curățat bine toate componentele. Acum, în ceea ce privește piesele de schimb, obligatoriu, eu vă recomand să schimbați întotdeauna simeringurile, chiar dacă este cazul, chiar dacă nu, vă scutește de o muncă destul de anevoioasă. După cum observați, există o gamă variată, tot ce vreți și ce nu vreți. Cuzineți separat, simeringuri separat, simeringuri la set aftermarket, simeringuri atât de praf cât și de ulei aftermarket, cuzineți, cuzineți aftermarket, cuzineți originali, simeringuri originale, un kit care conține absolut tot, inclusiv niște shape, tot. Deci, întotdeauna nu vă zgârciți. Gândiți-vă că în cazul în care schimbați doar unul dintre semeringuri, deci semeringul de praf are rolul de a-l proteja pe celălalt care ține uleiul. Dacă acesta nu-și mai face treaba cum trebuie și permite prafului să intre și mizeriei, o să-l afecteze pe celălalt de ulei.
În cazul în care începe să vă curgă, la fel. În cazul cuzineților, dacă este nevoie să-i schimbați, schimbații vă vor afecta furca, care la fel este mult mai costisitoare decât un cuzinet. Se găsesc chiar și la bucată, deci eu vă recomand ca ceea ce este nevoie să schimbați. Uleiul depinde de preferințe, depinde de fiecare furcă în parte. La noi este recomandat 5W, o să mergem pe 5W. Ok, curățăm bine în continuare și vom monta piesele noi. Ok, acum vom începe instalarea. Instalarea o vom face în ordinea inversă de montării. Primul o să vină simeringul de praf. O să punem această unealtă care ajută să nu ciupim buza simeringului când îl introducem. Aveți mare grijă cum introduceți aceste simeringuri. Am mai văzut cazuri în care le-au băgat fix invers. Țineți cont, deci asta este partea exterioară, deci așa va veni. Aceasta este partea interioară. Ungem bine simeringul ca să intre mult mai ușor. Da. Prima oară simeringul de praf. Apoi am scos siguranța. Da, ușor cu ea. Ce am uitat să vă precizez. Inspectați foarte, foarte bine această suprafață. În cazul în care aveți zgârieturi sau așa mai departe, folosiți un șmilgher foarte fin de 600 sau chiar mai mare sau chiar un burete de vase, este destul de abraziv. Această suprafață, dacă nu este netedă de la un cap la altul, va zgâria buza simeringului și va accentua uzura acestuia. În cazul nostru este tot în regulă. Așa, deci o să continuăm instalarea. Simeringul de ulei, la fel lungem bine. La fel, deci aceasta este partea care vine în exterior, aceasta este partea din interior. Da. Ok. Apoi avem acest distanțier. Putem îndepărta unealta aceasta. Avem cuzinetul. A fost așa. Așa, celălalt cuzinet. Cuzinetul, v-am spus, trebuie să ne uităm bine la el. El are acest strat de protecție care, dacă este uzat, trebuie înlocuit. Da? Dacă acest strat este uzat, va ajunge la metal și va cauza la furcă. Pe când celălalt, după cum observați, are acel strat pe interior. La fel trebuie inspectat și acesta. Noi le-am inspectat, m-am grăbit puțin și era să uit să vă arăt. Deci aici trebuie să ne uităm la acesta pe interior, iar la acesta pe exterior. Și încercăm să le punem exact cum le-am scos. În regulă. Așa, acum putem să băgăm ușor una în cealaltă. Așa. Așa, acum simeringul de ulei. Da, acesta. Există o unealtă la fel specială pentru bătut.
Ok, după ce am bătut bine simmeringul, o îndepărtăm în alta. Așa, a ajuns bine pe canal. Venim cu siguranța. Împingem ușor la locul ei. Ok, odată introdusă și siguranța la locul ei, acum venim cu simeringul de praf. Acesta trebuie să intre ușor la mână. Îl apropiem de jur împrejur. Da? Este în regulă. Lucrează foarte bine, foarte frumos. Ok, mai departe instalăm cartușul. Băgăm ușor înăuntru, până în capăt. Îl ghidăm ușor pe centru cu un deget. Ok. Venim cu partea de jos. Strângem ușor. Am strâns-o, funcționează. Mai departe instalăm tija. Da. Ok, am desfăcut-o și pe cealaltă. Da, este aceeași poveste. Am inspectat-o. Este în regulă. Cuzineții sunt în regulă. Acesta are puțină uzură aici, dar foarte, foarte puțină. Așa. Sunt în regulă. Ne apucăm să montăm și pe aceasta și revenim. Aici vom folosi o altă tehnică, o să încălzim cu suflanta, verificăm, v-am spus, trebuie să ajungem undeva la 50 de grade Celsius, să vedeți că intră mult mai ușor, fără să aveți nevoie de o unealtă să bateți simeringul. E suficient. Ușor. Și gata. Gata. A intrat. Se vede canalul de la siguranță. Ok, punem uleiul. Scrie că intră 635. Acum, pentru a aerisi, o să facem câteva curse.
Ok, mai departe acul. Ok, punem cheia. Da. Acum venim cu capacul. Ușor. Ok, l-am adus pe poziție, acum ținem de el și desfacem arculețul până când ajungem cu el sus la capac. Ok, am ajuns cu el în dreptul capacului. Da. După cum se observă, așa, și acum îl vom strânge cu cheia dinamometrică. Ok. Îndepărtăm cheia, așezăm arcul și înfiletăm capacul. Ok, aerisitorul. Ok, următorul pas ar fi să setăm înapoi atât compresia, rebound-ul, trebuie să setate la valorile inițiale și am terminat. Trebuie doar montată și cam asta ar fi. Haideți să le și facem la loc. Deci aveam 22. Ok, avem 22. Deci îl strângem la maxim și îl desfacem 22 de clicuri. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Am terminat aici, putem să punem capacul de cauciuc, la fel în partea de sus. Așa, aici aveam 6 și 1 sfert. Deci îl închidem de tot și apoi îl desfacem 6 și 1 sfert. Ok.
Ok. Plecăm de aici, din partea aerisitorului. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase și un sfert. Ok. Acum la rebound, la fel. Închidem de tot și apoi îl desfacem 24 de poziții, de clicuri. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok. Am terminat cu aceasta, repetăm procedeul, întregul proces îl repetăm și la cealaltă și revenim. Gata, am și montat-o la loc. Acum, după ce vom mai merge puțin, mai aerisim din aerisitoare. Așa, după ce îi mai facem câteva curse și cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.